Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la emisiunea Zidul Plângerii TV. Ați știut că vaccinurile sunt o autorizație pentru imprimare de bani? Inițial, un argument pentru vaccinări a fost reducerea cheltuielilor, deoarece profilaxia este în general mai ieftină decât terapia. Dar între timp, vaccinurile au adus cu sine o amplificare de costuri în sistemul de sănătate publică. Pentru producători, sistemul de vaccinări este aidoma unei autorizații pentru imprimare de bani. Această întrepătrundere dintre industria farmaceutică, știință și stat ar trebui să le dea de gândit funcționarilor, caselor de asigurări sociale, politicienilor, cât și în mod deosebit fiecărui pacient în parte. Fiecare an în care au loc vaccinări, de exemplu împotriva cancerului de col uterin, aduce firmelor producătoare suma imensă de circa 150 de milioane de euro. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reaștept la următoarea emisiune Zidul Plângerii. La revedere!